Teatrul Național este un loc de întâlnire între oameni, între artă. Un spațiu deschis, dedicat comunicării. Cu o dinamică fără precedent în istoria sa de 75 de ani, Naționalul a devenit un punct de atracție în Timișoara. Repertoriul său oferă spectacole de calitate pentru toate categoriile de public, din toate mediile sociale și încearcă să răspundă celor mai diverse preocupări. Dramaturgie clasică în lecturi contemporane, teatru de actualitate, spectacole de fuziune care mixează diferite forme de artă, spectacole pentru copii, toate acestea se regăsesc în programele noastre și în spațiile noastre de joc. Astfel, teatrul clasic, cel pentru copii sau musicalul, exploatează cu precădere forma al italien și capacitatea primei săli a Teatrului Național, Sala Mare. Sala 2, fost manej imperial salvat de la ruină prin intervenția Teatrului Național, este azi, după reabilitarea din 2009, una dintre cele mai moderne săli de spectacol din România. Prin locație, în mijlocul unui parc și prin impactul asupra publicului, a devenit un punct nodal în Timișoara. Este un spațiu ofertant pentru teatrul contemporan, pentru experiment, pentru inedit, pentru marile teme ale prezentului. Cea de-a treia sală de spectacol a Teatrului Național, Studio 5, este un spațiu under the roof, preferat de o bună parte a publicului, mai ales de publicul tânăr. Aici se montează un gen de spectacol intimist, în care actorii și spectatorii intră invariabil în comunicare. Mai mult, Teatrul Național din Timișoara organizează Festivalul European al Spectacolului Timișoara, Festival al Dramaturgiei Românești. Eveniment european ce recuperează într-un fel nou, proaspăt, o tradiție de 30 de ani. FestFDR promovează teatrul românesc ca parte integrată a fenomenului artistic european și transformă în fiecare an Timișoara într-un spectacol viu, colorat, autentic. De asemenea, Teatrul Național este gazda concursului național de dramaturgie. În sfârșit, Teatrul Național organizează workshop-uri profesionale, cursuri de teatru pentru amatori și editează cărți și reviste de teatru la tipografia proprie. În viitorul apropiat, Teatrul Național va deschide în fosta sinagogă din cartierul Fabrică o nouă sală dedicată experimentelor și spectacolelor de fuziune create în cadrul Centrului European de Antropologie Multiculturală a Artelor Spectacolului. Nu în ultimul rând, în 2012 va începe activitatea la Fabrica de Decoruri, prima linie profesională de producție de decoruri de teatru din România. Fabrica de Decoruri este o realizare extraordinară a Teatrului Național. Concepută după metode europene de eficientizare, ea reprezintă o idee revoluționară și o premieră absolută în plan național. Teatrul Național din Timișoara se transformă câte puțin, în fiecare zi, într-un centru teatral de anvergură internațională, orientat spre comunitate, prin preocuparea pentru un teatru social și de public. Pe termen lung, odată cu realizarea acestor obiective atât de importante, Teatrul Național își va consolida poziția de lider în spațiul cultural din zona de vest a României, în dorința sa de a transforma Timișoara într-o adevărată capitală culturală europeană.